lumea de frumoasă. Tot mai des mi-i dor de cât e lumea de frumoasă, tot mai des mi-i dor de casă. Of, căsuța mea, măicuța mea, drumuri lungi, cărări cotii, calul sune din copite. Of, căsuța mea, măicuța mea, pentru hoț și răi gătită. Of, căsuța mea, măicuța mea, drumuri lungi, cărări cotite, calul sune din copite. Spete de tâlhar. Of, căsuța mea, măicuța mea, du-mă, murgule, prin lume, du-mă la cei răi pe urme. Ce alt noroc, ce altă frumusețe ai mai putea în lume să-ți prezici decât această aleasă tinerețe, decât norocul de a mai trăi aici? Ce alt izvor, ce alt pământ de soare ai mai putea pe lume să-ți alegi decât acest pământ frumos de care
cu gândul și cu sufletul te legi. Ce alt meleag cu stele mai senine ai fi putut pe lume ca să ai, decât acest străbun picior de plai? Despre plai și pentru noi sunt cântecele interpretate de Anatol Latășev. În anul 1961, la 23 martie, în satul Dobrogea, raionul Sângerei, în familia lui Foma Latășev se naște un fecior, Anatol, unicul copil. Dânsul își petrece copilărie și adolescența aici, la Dobrogea. Deja la vârsta de 3 anișori, începu să cânte. Când se întorcea tatăl acasă, cam obosit căci muncea toată ziua fără pic de odihnă, îi se bucura sufletul când micul său odor se urca în brațe și cu farmicul său copilăresc îi cânta cântecele sale. L-am rugat pe Anatol să ne relateze câte ceva din biografia sa. M-am pornit la Ternova să dau documentele la... Unde? Mitsubishi Pajero. La Ternova, la tractor am dus, cu un prieten de-al meu. Da. Că mama tare vrea ca eu să fiu în rând cu oameni. Deci iau toți flăcăii din sat, vin cu tractorul acasă, s-o opresc la poartă, numai tu îmi cu acordeon, gheță lui Ileana, uite, două toani de grâu m-a adus acasă. Tot talentul meu era prețuit în grâu. Am venit la Ternova. Și când am intrat acolo era miros de solearcă, uh-huh. Adică motorină, uh-huh. Miros și mazută. Uh-huh. Și când am intrat, dar șeful celălalt, directorul celălalt, când ne-a văzut, zic, doi băieți tineri, și ia uite băieți, și cadre vin la noi. Și s-a uitat, zice, uitați-vă și, dacă e motorul de MTZ-80, dacă e motorul de... T-64, ia ca să roțele așa, mai scurt o clădire mare, plină cu mazut, cu tehnica asta a noastră, agricolă. Dar eu zic, nu vă spărați, dar dumneavoastră aveți ansamblu aici. Clar lucru. Și mă duce în altă, era un club, dar miros tot vine de aici. Miros, solearcă, disolearcă, parcă azi, țin minte. Și el zice, ia că, uitați-vă, eu zic, dobile aveți. Dobarul satului, da, vezi creșul. Mai scurt, el zice, e că avem și dobe. Și m-am uitat, dar dacă tot e legat cu tractorul și cu motorin, cu uleiuri, cu de toate, apoi instrumentele și ele tot erau, miroseau și ele. Păi, zic, e bine, măcar ceva este legat cu arta, cu cultura. Dăm noi actele, acolo, repede, eu mi-am primit, mi-am scălit. Asta și examenul de tractor. Da, și asta e la Ternova, aici la Ternova, păi, da. Da, înțeles. Ieșim noi. Eram în trei, încă unul era, dar acela n-avea școală încă. Avea vreo clasa 5-a, 6-a era. Era ca însoțitorul nostru, cu noi, za campanie, cum se spune. Și noi ieșim și niște pățani de la Perlo zice, bă, băiatea, de unde sunteți voi? Ei au înțeles, e gata. Am uși primi și ucigani, adică o să ne boteze ca tractorii și adevărat. Și am făcut... Și am făcut dragă, zic, măi, ne suim în autobuz, ne-am suit în autobuz și am mers 3 km și eu ținem minte de unde am venit noi pe calea ferată. Și zic, băi, băieți, ia că e calea. Bine, dar v-ați dus pe jos, pe calea ferată, pe jos, până la Trânova? Nu, aha. De acolo am venit pe jos. Asta, eu am înțeles că e gata, e buba. Cum văzut, suntem spărieți, așa, fără documente, de-a mă-i clar. Că am dat, da. Și am venit aproape până la Pelinia, nu țin minte care e prima, ori Sofia, ori Pelinia pe jos, de la Ternova. Ia că asta n-am să văd niciodată. Venim, aici e hramul satului, 28 august, toată lumea îmbrăcată, frumoasă, mama când m-a văzut, zice că unde ai fost? A, nu ai fost, am băiat de asta, părerea. Și gata, bine, asta a fost 28 august, de-aia mă 1 septembrie, de acum e școală. Ei bine, trece 29, a doua zi de hram, 29, 30, a treia zi de hram, eu și fac. De-a mult mă pregătesc, mama a aflat, zice,
dragul mami, dar tu unde ai fost? Eu zic, mă, eu am fost la Târnova și am dat documente. Zici, da? Ia-mi repede, repede, până pe data din tâi, să iei înapoi, repede, documentele toate. Așa la drugul meu care au fost, așa l-au vrut să fie tractorist și gata. Tractorist, vale, că Antoniu, un băiat bun, un prieten din copilărie. Ne-am dus înapoi, după hram, frumos. Venim la director, dar acela zice, eu nu vă dau documente. Eu actele nu vi le dau și o să fie bine că ansamblu, o să cântați aici. Eu zic, până nu-mi dați documentele, ia ca eu nu mă duc. Deci, eu, gata. Am luat acolo și m-am dus la Dubăsar, la 10 cursuri, mă trimesc de acum de la Palat de Cultură din sat, mi-am plătit bursa, pe atunci erau foarte bine, 40 de ruble, astea erau bani grei, aproape 60-70 dolari în ziua de azi, dar 40 de ruble eu primeam lunar. Și trebuia să lucrez la Palat de Cultură, la noi, și așa a vrut Bunul Dumnezeu, că eu după absolvirea la Dubăsar, am intrat deodată la Ștefan Neaga, la vocal, la canto și am scăpat de lucru din sat. Melodiile cântecului lui Anatol Lateșev se revarsă domol a iduma unei ape de șes peste plaiul Moldav. El este îndrăgostit de cântec, de tot ce este frumos. Pentru harul său, el este răsplătit din plin cu dragostea și gratitudinea poporului moldav. Dar are Anatol un vis, un rost în viață. După decesul părinților săi, dânsul ia decizia de a face din casa părintească o bisericuță ortodoxă. Sedește o alee de copaci, instalează o răstignire, clopotele care au fost donate de Vitale Iacoveț de la Moldova Transgaz Chișinău. De nucul de la poartă mă leagă irepetabile amintiri, nedestăinui Anatol. Are deja 80 de ani, îmi amintesc copilăria. Stăteam serile sub poalele nucului și ascultam șopotele frunzelor. Și apoi vedeți, dânsul mai simbolizează ceva divin, Sfânta Treime. Prestolul acestei bisericuți a fost sfințit în anul 2001 la 28 august. Spunem așa, din casa bisericuța asta nu se mai poate face înapoi casă. Gata, s-a terminat. E clar. Deoarece deja ai sfințit locul pentru unde se face slujbe și locul unde vreau zic că Sfântul Altar și nu se mai poate. Putem spune așa că e biserica cu două altare. Deci un altar aici și un altar acolo. Mai apoi, în anul 2002, Anatol ia decizia de a construi o biserică nouă, mai încăpătoare. La 7 aprilie 2003 este deja pusă temelia și încetul cu încetul se construiește acest edificiu religios. Toate cele lumești sunt trecătoare, dar acest lăcaș de credință va rămâne veșnic să-i dăinuie la porțile satului Dobrogea, unde vor veni consătenii lui Anatol Lateșev și își vor pleca smeriți frunțele în fața tatălui ceresc. Și avem radio și până ziua de azi. Asta a fost în 66. El a cumpărat. Și primul radio și televizor, record 64, a fost la noi. Această casă. Da. Pe locul ăsta au fost case vechi, care au fost construite până la 40, anul 40, până la război. Și pe urmă, acea casă s-a demolat și noi am făcut în 70 casă nouă. Bine, și atunci îmi spuneți, dragostea de muzică vine de la părinți, da? Cântau tu. Vine dragostea. Bine, dar dumneavoastră spuneți, la un instrument care este bun? Da, cânt la acordeon. Bine, asta. Prima dată, bine, când ați început la acordeon? Eu am schimbat o garmoșcă când eram mic, am schimbat o garmoșcă, eram șmecher, o garmoșcă
Tata mi-a adus o băclașcă de la militar, militarii triceu la cale ferată și era o băclașcă asta pentru apă, de un litru, așa verde, verzei. Da. Și am schimbat pe o garmoșcă. Nu? Cine a mers la așa schimb? Nu-s, a murit băieții și ei. A murit, nu-s în viață. Tata lor a murit, dar tata lor, garmoșca și ei, au schimbat pe 50 de holuchi. Uitați-vă ce schimb era. Și dumneavoastră... Și eu când am văzut armoșca și la dânsii, am cumpărat, ei când au văzut la mine, au văzut o băclașcă și o pilotcă, țineți minte, nu știu cum se numește, se numește acum, dar pe atunci era pilotcă și asta. Și am schimbat pe... Câți ani aveați? Mai vreo 7. 7 ani, da. Da, eram... Dacă ce e armoșca mea, ce acordeon era? Pe urmă, mama mi-a cumpărat un acordeon de la un meșter care era, au deschis școala muzicală la noi, lângă biserică acolo. Și-a cumpărat un acordeon nimțesc, dar era purtat, vechi. Și eu am adus acasă, dar ea zice, nu cumpărăm vechi, nu ducem, cumpărăm nou. Ne-am dus și am cumpărat un acordeon Berioasca. Până ziua de azi este la mine ca amintire, dar el n-avea sunetul cel care era în acel nimțesc. Dar el eu n-am ascultat pe omul acela și gata, îmi pare rău, până ziua de azi. Dar am ca amintire, mămica mi-a cumpărat. Asta aveam, eu știu, 15 ani. Aveam un acordeon cu clapii, cu... Și bine. Garmoșca și-a păstrat, da? Garmoșca nu s-a păstrat. Nu pot s-a păstrat de atât că i-am dat la niște băieți și de acum, nu știu, au schimbat, nu știu pe și, cred, pe morojnă, înghițat. Deci, schimburi, da. De aici s-a pornit cântărețul Anatol, da? De aici s-a pornit cântărețul, mai bine eram om normal, eram tractorist de la Târnova. Ce regretați? Nu regret, dar nici nu știu, mă uit că lumea a dus și greu acasă, a dus și ține porți, vaci. Ce face Anatol la Tășăvă, la ziua de azi, la momentul actual? Cu ce se ocupă? Poate a dat Dumnezeu să finisez biserica. Aveți ceva cântice noi? Am cântice noi, da. Foarte frumoase, după părerea mea. Și vreau să lansez de acum cu orchestra. Bine, cine vă scrie? Vă scrie cântice, muzica, cine vă scrie? Muzica eu îmi scriu singur, mie. Dar versurile colaborez cu poeții prietenii mei, cu Ion Proca. Prietenul meu de mulți ani, poietul, cu Ion Cioban, colaborez cu Iulian Filip, cu Anatol Ciocan, acești mari poieți ai neamului. Televiziunii dumneavoastră, eu vă doresc un public blând, frumos, un public care cere multe bune de la voi. Care cere adevărul și televiziunii mulți ani înainte, prosperare, că ceea ce faceți dumneavoastră, noi vedem într-o clipă. Ceea ce facem noi într-un an, dumneavoastră puteți să ne arătați o minută și noi aflăm într-o minută ceea ce facem noi într-un an de zile, ca să află toată lumea. Este o reclamă, este publicitate foarte bună, foarte frumoasă și eu sper că televiziunea dumneavoastră o să aibă un spectru mai larg și o să o luați așa până la Chișinău, mai de vale, așa mai până la Comrat, eu vă doresc. Da, acolo, după Comrat, o să fie încă un retranslator care o să vă prinde de acum de la Cetatea Albă. Da, vă mulțumim mult. Vă dorim și noi, dumneavoastră, multe succese. Deci, succese și credem că în cel mai apropiat timp veți finisa ceea ce ați început. Da, biserica, visul vieții mele. Da. Adormirea Maicii Domnului, bisericuța, da. Așa, adormirea Maicii Domnului. Da, adormirea 28 august 2007. Noi împlinim 6 ani de când am sfințit biserica aceasta și locul bisericii din deal, cum se spune. Asta biserica din vale și din deal. Așa, noi vorbim. Vă urăm sănătate, succes, noi realizări, prosperitate. Și deci visul dumneavoastră. La televiziunea dumneavoastră și din buzele dumneavoastră este în limba rusă foarte frumos sună. Vieră, nădejde, iubov. Este și o icoană la noi, este această icoană, da. Și fiicele lor.
să nu dispară de la dumneavoastră credința, nevie. Nu ne rămâne decât să-i mulțumim lui Anatol pentru această întâlnire, pentru cântecele sale pe care ni le dăruie cu atâta har. Îi urăm succese și izbândă în toate. Dânsul are multe griji. Ele nu-l părăsesc nici pentru o clipă. Permanent își face totalurile zilei ce s-a scurs și își schițează acțiunile zilei de mâine. Frumoasă ești, Moldova, țară! Au cum te-aș proslăvi în cânt? Eu caut ca o piatră rară, cel mai frumos și demn cuvânt. Afară dau în floare crinii și mă-ntorc satul de colindat. Mă așteaptă-n poarta mea vecinii ca să-mi spună ce mai este în sat. Cine a plecat și cine încă stă pe dugăranii numărând. Mă cuprinde o tristețe adâncă și nu pot să spun niciun cuvânt. Satul e cu păsări și albine, satul e cu iarbă și cu flori. Niciodată n-am să plec din tine, doar prin alt sate uneori. Câte-o nuntă se mai joacă, grămăjoară în alt sericeas. Tinerii s-adune pe toloacă ca să vadă câți au mai rămas. Și când parcă ca un plâns din stele, brumele s-așează prin cântii. Plâng ca ascunse noapte singurele, geamurile caselor pustii. Satul e cu păsări și albine, satul e cu iarbă și cu flori. Niciodată n-am să plec din tine, doar prin alte sate uneori. Școala încuiată, străjuite de trei plotcuviți, și din clasa care am fost odată, nimic nu mai stă lângă părinți. Grădiniță după gard s-ascunde, rușina pe peste singura. Pentru că azi nu mai iau de unde copilașii se adună în ea. Satul e cu păsări și albine, satul e cu iarbă și cu flori. Niciodată n-am să plec din tine, doar prin alte sate uneori. Oh, yeah.
cu păsări și albine, dobrogea cu iarbă și cu flori. Niciodată n-a se plec din tine, doar prin alte sate uneori.